Bun găsit, oameni buni! O nouă ediție a emisiunii noastre. De asta dată o avem în natură, într-un loc minunat, într-un loc mirific, un loc care poate rivaliza cu oricare loc din Europa, de ce nu din lume. Mă aflu la Palatul Bruckenthal din Avrig, micul Schönbrunn, alături de Lidia Bădilă, care ne va fi gazdă în următoarele minute. Bine te-am găsit, Lidia! Bine ați venit la noi, Sandu! Mă bucur mult că vă putem primi în acest cadru de basm, aș putea spune, acest minunat palat din secolul XVIII, mai exact acum ne aflăm în fața oranjeriei. Oranjeria e fosta seră a baronului Samuel von Bruckenthal, unde noi în ultimii ani am amenajat un centru modern de oaspeți, cu camere moderne, cu un restaurant frumos și romantic și de asemenea cu o sală de evenimente. Dar o să-ți arăt puțin mai târziu câte puțin din toate aceste locuri. Însă în curtea palatului puteți admira aceste minunate grădini ale fostului baron Bruckenthal. Avem o grădină englezească, o grădină olandeză, o grădină franceză. Și cea mai nouă atracție a Palatului Bruckenthal din Avrig este patinoarul din grădina franceză. Este un patinoar un pic atipic. E un loc în care e de dorit să vii după amiaza, să patinezi, să te relaxezi după o zi de muncă sau să vii să petreci un weekend, de asemenea, pentru relaxare împreună cu familia. Cel mai frumos, sunt convins că este noaptea. De-abia aștept să se însereze ca să mergem să patinăm puțin. Nu mai e mult, se va întuneca în curând. Pe lângă oranjerie, aici în curtea aceasta, ce mai avem? E grădinile pe care ni le-ai enumerat mai devreme. Mai avem și... Avem un loc de joacă pentru copii. În spatele oranjeriei este amenajat acest loc de joacă modern, ecologic. Avem patinoarul despre care ți-am spus deja. În imediată apropiere a patinoarului avem o fermă pentru copii care vin să patineze. Eu propun să mergem la microfermă, să vedem animalele. O să mergem imediat. Haide să pornim la drum. Lidia, ce avem aici? Este ceva frumos, ceva fantastic. Da, cum îți spuneam, grădinile Palatului Bruckenthal sunt absolut spectaculoase. Așa era și acum două secole. În secolul XVIII aici se organizau evenimente de societate, inclusiv momentele când înflorea Regina Nopții, o floare destul de rară ce înflorea o dată pe an. Veneau oameni importanți ai vremii respective, organizau baluri, se îmbrăcau în acele costume minunate de conte, contesă, baron, baroneasă și aici era un loc plin de viață. Așa arată locul și astăzi, atunci când organizăm și noi evenimentele noastre, când avem nunți,
când avem festivaluri, când avem toamna barocă, evenimentul pe care noi îl organizăm în fiecare an. Ce pot să spun? E un loc plin de mistere și multe povești. Când îmi spuneai toate lucrurile acestea, mă uitam la pomii ăștia seculari și oare câte povești de dragoste s-au născut în jurul acestor pomi. Să știi că foarte multe povești de dragoste și sunt chiar multe legende despre asta. Se spune că acești copaci au aflat povestea multor îndrăgostiți care aici s-au îndrăgostit sau aici s-au despărțit. În spatele palatului este gara și pentru că aici a fost un preventoriu foarte mulți ani, veneau foarte mulți oameni care stăteau câte 7-10 zile și atunci în aceste zile se legau povești de dragoste care se consumau în timpul în care stăteau aici și apoi se despărțeau și se duceau spre gara. Așa că acesta este motivul pentru care se spune că copacii aceștia seculari știu foarte multe secrete și ascund foarte multe. Într-adevăr, un loc minunat. Hai să mergem mai departe. Plimbarea noastră prin palat trece și prin bucătăria palatului. Profit de cu această ocazie să vi-l prezint pe șef Romica Harabagiu, care a venit ca să dea un suflu nou bucătăriei și preparatelor din restaurantul Palatului Bruckenthal din Avrig. Bună seara, Romica! Ce pregătește acolo bun? Miroase demențial! Încercăm să aducem ceva nou în Palatul Bruckenthal. Față de preparatele care au existat deja și de care oamenii s-au bucurat foarte mult, încercăm să aducem un fusion. Asta datorită faptului că eu m-am tot plimbat prin lume, din Franța până în China și înapoi, și atunci am încercat tot timpul să adun ceva nou, dar totodată să nu uităm de gustul românesc. Acolo este cea mai mare, cum să vă spun, cel mai mare câștig. Să dai unui preparat gustul pe care lumea îl știe de o viață întreagă, cu o altă față și cu alte ingrediente. Dă-ne câteva exemple, stârnește-ne puțin imaginația. Deci în seara aceasta o să preparăm un piept de rață cu un sos de cireșe și coniac, un alt fel de cartof duces amestecat cu ciuperci din pădure de aici, din zonă. Avem totodată un rulou de somon îmbrăcat într-o crustă de fistic și alte ciudățenii, să zic așa, plus un sos cafe de Paris, că este foarte complicat, și un orez sălbatic cu legume. Sună foarte bine, arată și foarte bine. Abia aștept să gustăm din preparatele tale și o să-l invit pe Sandu, care este astăzi în vizită la noi, să ne spună și ce părere are. Cred că va fi primul care va gusta cel puțin aceste două preparate. Îți mulțumim, Romica. O să îți mai facem vizite din când în când, pentru că ne-ai stârnit interesul și sunt convinsă că faci o mâncare extraordinar de bună. Eu zic că așa o să fie și chiar invit toți telespectatorii dumneavoastră să vină măcar să încerce odată ca să vadă despre ce e vorba. Este cu totul ceva diferit, nou,
și cu un alt gust față de ce este în zonă. Îți mulțumim! O atmosferă feerică aici pe patinoarul de la Palatul Bruckenthal. Într-adevăr, totul a fost minunat astăzi, dar am ajuns acum, cred eu, este punctul culminant. Este locul în care, stimați făgărășeni, vă invit, veniți aici. Nu vă spun decât că este minunat. Trebuie să veniți neapărat. Lidia, ce avem noi aici? Anul acesta, din dorința de a le crea oaspeților noștri o experiență cu adevărat de neuitat, ne-am îmbunătățit oferta de iarnă cu acest patinoar cu 300 de metri pătrați de gheață naturală. Este un patinoar pe care pot patina și oaspeții noștri, cei care se cazează la Palatul Bruckenthal din Avrig, dar și cei care sunt în tranzit, cei care vin dinspre Sibiu, spre Brașov sau invers, și care, cum spuneam, vor să facă un mic popas, pot să vină să patineze o oră, două, după care pot vizita expozițiile pe care le avem în palat sau pot să guste preparatele din restaurantul nostru. Abia aștept să ajungem acolo, pentru că șeful bucătar pe care îl aveți acum și care sunt convins că a preparat ceva minunat. Da, cred că se apropie ora mesei, așa că eu îți propun să mergem să vedem ce ne-a pregătit șef Romică. E în regulă, mulțumesc frumos, de abia aștept. Am revenit de la patinaj și am găsit pe masă ceva foarte frumos.
Sincer, îți spun așa cât mă pricep eu la bucătărie, pare ceva făcut de un șef, de un bucătar, de acel șef bucătar pe care dumneavoastră, pe care voi, pe cei de aici de la Bruckenthal, ni l-ați prezentat. Ce mâncăm noi astăzi aici? Da, șeful Mică Harabatiu este renumit pentru preparatele sale gourmet. De data asta avem în farfurie un piept de rață cu un sos de cireșe amare, pom duces și niște gălbioli. Dar aș vrea să gust și să-mi spui apoi părerea. Este un preparat nou introdus în meniul restaurantului nostru și eu mărturisesc îl gust pentru prima dată, așa că haide să vedem. Este foarte bine făcut, ceea ce... Are un gust, dacă aș putea să vă transmit, stimați spectatori, ce gust are, este foarte, foarte, foarte bun. Ăsta este pieptul de rață, da? Da, e pieptul de rață. Și din coace? Și cu acest sos de cireș amare. Da, îi dă un gust deosebit. Că e o combinație absolut senzațională. Trebuie să-l întrebăm pe șef Romică ce a pus în sosul ăsta, că este minunat. Nu știu dacă va fi dispus să ne spună toate secretele, dar pentru cei care preferă să mănânce în restaurant și nu acasă, noi suntem aici, îi așteptăm. După ce vor patina o oră, două pe gheață, atât de bine pic aceste preparate, care nu sunt niște preparate foarte grele, sunt preparate ușoare, foarte bine gătite și însoțite de un vin, de un ceai cald, de o cafea, sunt extraordinare. Oricum, atmosfera este fantastică, este de bază, pentru că după frigul și, de fapt, atmosfera pe care am întâmpinat-o acolo la patinoar, am venit aici lângă șemineu care se află în spatele nostru, într-o atmosferă frumoasă, într-adevăr, este un loc de relaxare și nu folosesc cuvinte gratuit, un loc de relaxare minunat. Dacă tot suntem aici la masă, aș vrea să ne spui puțin despre restaurant, pentru că este amenajat într-un stil aparte. Este foarte, foarte frumos, e cald. Da, așa cum spuneam, aici a fost odată, adică în secolul XVIII, o seră. Aici creșteau tot felul de citrice, creșteau lămâi, portocali, creștea ananas. Era un spațiu propice pentru aceste plante exotice, care știți că nu cresc la noi în țară chiar oriunde. Și de când actuala conducere a preluat Palatul Bruckenthal, am dat o nouă destinație acestui spațiu. Așa cum ați văzut, totul arată diferit, nimic nu te mai duce cu gândul, poate doar lămâii care mai sunt prin colțurile restaurantului te mai duc cu gândul la o seră, dar altfel spațiul acesta a căpătat-o cu totul altă destinație. Avem capacitate de cazare pentru aproximativ 50 de persoane. Avem camere de diferite categorii, de la camere standard până la camere VIP, apartamente, camere care arată foarte bine. Le-am văzut, le urmăresc și telespectatorii noștri în imagine acum, arată foarte, foarte bine. Așa este. Și acest restaurant este căutat de cei care își doresc momente de intimitate, care își doresc un cadru romantic, plăcut, care vor să se simtă bine și sper ca de acum înainte să aibă și mai multe motive să ne treacă pragul, să guste aceste minunate preparate pregătite de șef Romică. Abia aștept să gustăm și cea de-a doua farfurie, pentru că avem și acolo, vom avea și acolo, sunt sigură, parte de multe surprize, cel puțin din punct de vedere culinar. Când o să gustăm din cel al doilea fel de mâncare sau, mă rog, ce ne-a preparat șef Romică aici, aș vrea să ne povestești atunci și despre sala de evenimente, care de asemenea
arată super. Acum, rămânând aici, am văzut un colț al amintirilor sau ce este acolo? Pentru cei care nu vor să plece cu mâna goală, pentru cei care vor să-și amintească de Palatul Bruckenthal din Aflic și de vizita pe care au făcut-o aici, avem o gamă largă de suveniruri de tot felul, pentru toate gusturile, pentru toate vârstele, așa că avem un mic suvenir shop chiar aici în restaurant, mai avem unul în palat și toți cei care doresc să le cumpere pot să facă lucrul acesta. Care este regimul restaurantului? Non-stop sau? Restaurantul funcționează în fiecare zi până la orele 22. Același program este și la patinoar, de altfel. Bun, e în regulă. Eu zic că e să continuăm, prea, că este prea frumos ca să nu continuăm. Așa este. Poftă bună îți doresc. Poftă bună. Wow, după încă am aromele și gustul primului fel de mâncare, primului preparat, de fapt, de mâncare. Aici, al doilea preparat, ce ne-a pregătit șef Romica? Din ce ne-a spus șef Romica, aici avem un orez sălbatic cu creveți sotați. Asta e un sos, știu, un sos special, îmi spunea că a folosit pentru el 37 de ingrediente, cafe de Paris. Și aici arată foarte avem bine. Somon. Abia aștept să gust. E foarte interesantă combinația asta. În primul rând, e clar, mâncarea arată foarte, foarte bine. Miroase foarte bine, deci gustul n-are de ce să fie sosul ăsta, bun. Sosul este bestial. Deci, nu știu cum l-a făcut, dar te rog să-i transmiți complimente lui șef Romica din partea mea. Sosul e cu curry. Și toată mâncarea. Da, e absolut senzațional. Pe lângă deci faptul... e o sinfonie de arome aici, exact, în această farfurie. Pe lângă și orezul ăsta sălbatic. Pe lângă faptul că arată extraordinar de bine, are și un gust minunat. Așa este. Va trebui să-i trimitem complimente bucătarului. Da. Trebuie să-i trimitem. E fantastic. Foarte mult. Minunată această combinație de gusturi. Surprinzătoare din toate punctele de vedere. Da. Nu vedem deloc combinația asta, dar șef Romica ne va trebui să ne dea câteva, măcar câteva ponturi. Da, sunt foarte curios ce a preparat el aici, dar arată foarte bine. Să știți că dacă telespectatorii TV Făgăraș sunt inspirați de această combinație de gusturi și de arome, ne găsesc aici, da? Între Sibiu și Brașov. Suntem locul perfect pentru un popas într-o duminică. Pot să vin aici familii cu copii. Avem și loc de joacă, ați văzut că spațiul este suficient, unde să zburde și să se joace liberi. Vă recomand cu căldură, stimați telespectatori, pentru că totul este minunat. Vreau să-mi spui un pic despre sala de evenimente. Da, sala de evenimente are o capacitate de 120 de locuri, dar afară, în timpul sezonului de nunți, mai avem un cort de evenimente mai mare, unde avem 450 de locuri, deci acolo se pot organiza fără niciun fel de probleme nunți, evenimente de familie, petreceri corporate, conferințe și tot felul de evenimente de genul acesta. În sala din oranjerie se pot organiza evenimente de maxim 120 de persoane. Evenimente intime, într-adevăr și locul este intim, este cald, exact. este frumos și plăcut. Nu știu, transmite o căldură, poate nu vreau să exagerez, dar nu șemineul este de vină, ci căldura locului căldura care ne înconjoară, căldura ambientală.
Îmi pare rău că telespectatorii voștri nu pot să guste și să simtă tot ceea ce noi simțim gustând aceste preparate, dar cu siguranță vor avea ocazia de acum încolo să le guste, le vom introduce în meniul nostru, mai ales că acum au trecut testul, le-am gustat. Da. Verdictul care este, Sandu? Este extraordinar, un preparat extraordinar și vă spun, știți foarte bine, mă pricep la mâncare. Și vă spun că merită, într-adevăr, nu doar pentru mâncare, dar și mâncarea este un atu foarte important, dar merită locul acesta, merită vizitat, merită să veniți aici, pentru că, pe lângă faptul că este foarte aproape de Făgăraș, foarte aproape de Brașov, de Sibiu, dar este minunat, este un loc mirific, un loc care, așa cum am spus, în momentul în care am venit aici, te îmbie să revii. Așa este. Noi vă așteptăm cu drag și cu aceeași căldură de fiecare dată. Mulțumesc frumos, Lidia, pentru că ai fost gazda noastră și cu siguranță, nu doar eu care am fost astăzi aici, m-am simțit minunat, toți cei care vor veni aici se vor simți minunat. Noi vom face tot ce ține de noi pentru ca lucrul acesta să se întâmple. Mulțumim și noi pentru faptul că ne-ați dat ocazia să ne facem cunoscuți și la Făgăraș, pentru că sunteți aici, aproape de noi, și cum spuneai și tu, oricând puteți să dați o fugă, să veniți la Patinoar, să gustați preparatele din restaurantul nostru, să-l felicitați pe șef Romică după ce o să mai inventeze preparate din acestea mai deosebite, pe care nu le puteți mânca oriunde. Așa că, cum spuneam, invitația noastră este deja făcută. Vă așteptăm la Palatul Buchental din Abri. Mulțumesc, o să venim cu siguranță. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.